Gândești că m-a urmărit? Gândești că m-a urmărit? Ia, ia că am fost bolnav, pitica, am crezut că mor. Am fost cu oamenii când au curățat acolo. Și ai aprins așa și s-o... N-am aprins nimic, am muncit, eu nu-s muncitor. Și eu... ai lucrat acolo, ai făcut efort. N-am muncit în viața mea. Ca așa am văzut ce scumpă e munca. Și am transpirat tătătă pe coloană. Și am stat acolo și după aceea nu-i bai. Că am ajuns acasă și încet, încet nu m-am văzut că amețesc de cap. Tu l-ai, Doamne. Ai avut tensiune. Ce tensiune? Nu știu, că nu mi-am luat-o. Pitică, am amețesc de cap, temperatură. Nu putem înghiță, tu l-ai, Doamne, așa ghiță. Așa e, voi chiar și copiii noștri, au febră, da, mânurile, picioarele. Mă dure tătătăt. Așa îl doare, așa, asta e o gripă. Da? Da, da, o răceală, nu te cheme, că asta e așa, mai multă lume răcită. Și azi dimineață, deci asta e duminică, ce e astăzi? Luni. Nu. No. Nu, sâmbătă am fost aici, sâmbătă, nu da, duminică. Am văzut pe telefon cum zici că te ține pitica, noi da? Te urmărim, da? Da. Da. Noi te urmărim. Și luni dimineața, azi dimineață, am pus-o pe Liana să scoată gheață de la congelator, da, cuburi de gheață și să mă frece pe spate cu gheața. Ioi, nu chiar răci, măi, omule. Ne-am revenit. Ai revenit? Da. Dar cu spis sanitar trebuie. Nu, cu gheață, cu gheață. Da? Da. Cu gheață, nimeni nu urcă. Nu, și amu, ce mai faci? Cum ești? Nu coboră. Amu, ce ai făcut aici acasă? Am fost un pic să mă uit așa, să rânduiesc ăstea, că... Uită-te tu că-i frig, încă e înghețată apa. Da, am zis de săptămână viitoare să vedem să vie muncitorii. Da, am să ducă gheapă. Nu mai aici, nu mai s-a prind. Ce faci cu clenjilele? Le-a prind? Nu, nu le-a prind, domnule. S-o aprins pădurea, sară. A? S-o aprins aici o pădure, acolo. Nu le-a prins. Nu le-a prins, dar ce faci cu ele? Nu, alea de mărțișor. Le fac frumos, crenguță, cu... De mărțișor. Păgeam da? Într-o an. Păgeam într-o an, da? Nu faci. De mărțișor le dăm cu spray lacurizant. Da? Da. Înțelegi? Și le liptim acolo câte una alta, o frunză de toamnă și mărțișor. Da. Românii pânsat cum îs? Bine, da? Bolnav. Nu da bola în ei încă. Maria? O fost am într-o zi acasă, da? Am zis că Maria nu am să știe aici. Am și noi am zugrăvit acolo în bucătărie. Păi chiar am zis că Maria nu am să vie. Iasă. Bine, e fost acasă, e bine. Da. Bătrâna? Bătrâna și ei, bine. Da? Da. Toată lumea. Toată lumea, Doamne ajută. Da, nu știa și cu războiul ăsta. Nu te cheme, pitică, nu-ți fă gânduri, nu, că n-au treabă cu noi. Ăia-s acolo, își fac treburi. Noi am intrat în NATO și nu am vine, sunt multe țări, dar... Îți dai seama. Zice că vine încoace, păi... Nu vine, dă-le. Numai să țipe ceva din avion. Asta e partea a doua. Nu, vezi? Asta e partea a doua, a lichidități. Să spui ceva. Trebuie să se apropie sfârșitul. Oare, chiar așa zice? Chiar așa e. Și atunci după ce cumpără ăștia căs și face? Cine cumpără? Bă, oamenii, nu vezi, construiește, face. Păi dacă vine... A, păi, dar nu zice când va veni naști nici... O vându casa aia. Da, nici fiul de când numai tatăl. A, cu cât o dat-o? Cu 40.000 de euro. Da? Da. O vândut. Uite-te și mie că mi-a stat 55 de-o trăuit. Da. La bolund ăla i-a spus, măi, o venit acasă, dă-o că tătătăți să fie. Dă casa aia la cine, am un câți cumpărători, a avut-o numai adus să îi vadă. Cine-o cumpărat-o? Niște pocăiți. Tot pocăiți? Pocăiți. Da? Nu-i cumva ăsta pocăitul și eu pus pe ea înaintare? Nu. Da, Maria nimic, nu a vândut încă. Nu vinde încă. Maria are vreme. Nu vândut, am zis că nu-i vândută nici la Maria. Da.
Aici au fost acasă, cum este domnul. Da. Cu doi ești, aici vinde parcele, știi? Parcele, pe eu, eu știu că parcele. Eu știu. Am zis că tălile atunci, dă-mi eu tu mie, tu. 82.000 încă eu trebuie. Nici soroc, o. 82.000. De-aia e pe la psihiatrie. Nu, e la psihiatrie? Uh-huh. Tu l-ai dat? Da, da, de-aia, să știi. De-aia e la psihiatrie. Hai de mine. Educatoare? Da. Da? Ia ce să leagănă. Educatoare ce să leagănă. Fiți atenți, aia de la casa de copii, așa fac. Da, no, așa e acolo. Așa e acolo la psiatrică. Așa e, am venit și eu aici. Am venit și eu aici? Da, da. Și de mine aveți nevoie. Dar cum? Da, tu. Și ala muri și ala sclap trăiește. Du-te, ăla în halat a murit. Ala în halat. Care era mai... Vasilica, da, da, și Ionel trăiește. No. No, îți dai seama. Oricum, ăla trăiește în chinuri. Ala, da. Da, 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 e da. Când așa... Mai numai cât că-i cald în gură. Da. Cât că-i cald în gură. Da, duce vântul, devine un vânt mare. Îl ia și îl duce. Ca Păliana lui Caraba. Da. Tu, să pari ăștia canalizare, tu. Păi o să facă canalizare, sigur. Fac canalizare, vezi că acolo am văzut și am într-o zi apă la tine acolo. Da, 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 să adună. Da. Trebuie să-și facă și o groapă dacă nu. Nu, tu canalizare, eu fac păi scandal. Păi să-și facă canalizare, dar până să nu mai vie să miroase. Dar nu se poate tu la 10 km de Cluj să mergi la WC-ul. Da. În curte. În curte, da. Nu se poate vremurile. Și acolo WC-ul la tine da. Văzut? Da. Nu poți ieși vara acolo. Nu pot. E tot țiganii să cunosc. Acolo și-o pus WC-ul, ha? Păi nu, n-are loc. Ca să mă deranjează pe mine, ha? Pe cine? Pe mine? Dacă eu stau acolo pe mine, dacă eu pun pe cine? Să nu pot eu să stau să mănc o slănină friptă. Păi da, pitică. Nu. Păi dacă vine putoarea de la WC-ul și da. Numai că nu pot. Da. Dar unde să pot? Canalizare, ce mai bine că-și face? Toată lumea, așa trebuie canalizare. Noi n-avem WC-ul, pentru că n-avem canalizare. Da. Păi, da. Unde să iasă în drum? Și ăștia, cum Dumnezeu, până aici este șans din ăla și de acolo în colonită, tot e acoperit. Ce, o trebuie să sepe. Nici, și acolo, cred că este șans și vine așa în ea pe acolo, așa-i? Țeava, de la Badea. O să pad, dacă aia vine de acolo pe șans. Acolo este groapă. Vezi, a l-au făcut, dar și-au făcut groapă de să scurăm pământ. A, nu-i bine. Mai, nici acolo nu. Nu-i bine. Nu, da, pitică. Da. Ce să facem? Că vin vremuri grele. Am cam peste câte săptămâni în Mugurește? Păi la, în 4 aprilie cântă cucu. Da? Am peste 3 săptămâni, sigur. Cam peste o lună în Mugurește. Da, Mugurește. Că cântă cucu în 4 aprilie. Da? Sigur. Numai întârzie că fă frig. Uh-huh. Da, ploaia asta și asta la pom, vezi că nu înfloresc pomii. Nu înfloresc. Nu muguresc încă, că trebuie să dea mugurul și după aia floarea. Da. Și foarte bine, dar a fost zăpada asta foarte mult la pom. Ține, dar să nu îngheață pe când trebuie mugurul. Să dea mugurul. Ca pe atunci nicio pomă nu mai este. Da. O fumere destule a noi ăștia. Auzi, prune... Marea chiar au avut. Zbârcite. Prunile zbârci. Da, nu au fost prune nicării bune. Zbârci. Prune nu au fost. Înțelegi? Cine au avut grasă? Tu, dar fântâna asta nu o curăță nimeni, tu. La fântâna asta știi ce trebuie să facem noi? A. Ai pompă. Dacă trebuie, aducem. O pompă. Da? Băgată, scoasă apa. Scoasă tătătătătătă apa. Băgată om curăță. Să bagă om să ieie molul. Frumos, cu mulăchim, toată lumea, da. Sigur. E de acolo, cumpărăm găleată și să facem un acoperiș. Așa. Și asta e fântână, apa atâta e bună, apa, vara e rece și iarna e caldă. Aha. De aici am băut. Da, da, da. No, asta da, nu auzi, acolo am văzut că are două de alea de scurgere, dar cum? Aici a fost un halău, aici a dăpat caii.
Era halău și asta... era halău aici viadră. Și... Aici era și aici puneam viadra și aici, aici puneam... era piatră. Aici era o piatră și aici ne puneam să nu mai ridicam. Uite-mă. Și numai... Uite, mască. Uite, acolo. De aici și numai goleam, goleai acolo. Acolo și găi. Aici goleam la cai, aici goleam în viadră. Vezi? Da. Uite. Da, uite. Da, da. Da. Acolo trebuie curățită și... E faină, asta e vorbul. Da. Asta e o 17 metri. Adâncime. Adâncime apă în fântână, un izvor de asta mai rar. Să vezi cât e de bună apa dacă o curățăm. Aestea de aici Sorinel și Marius. Șablagule, de aici apă și tu și de aici încolo ei. Păi, uite-te că oamenii, dacă au văzut, dacă au primit țeavă cu apă în casă, nu mai... E, nu mai băga fântâna în seamă. E, dar de, noi alaltă ieri n-am avut apă. A? N-am avut apă alaltă ieri. Du-te, tot satul. Tot satul. Ai de capul meu. Să vezi cum se e vara când dă oameni. Ce mărgă ăștia pe aici? Da. Deci n-ați avut apă tot satul? N-am avut tot satul apă. De la Todoruț m-am dus, că Todoruț are în fântână și de acolo m-am dus. Auzi, la Cosminul meu este că rămâne pățeaje, scujere, și de acolo, mai el mai are. Da. N-au mers Cosminul în străinătate, nu mai mare. Da, nu mare. Dar și-o făcut mașina, că am fost am într-o zi la el, acolo. Nu o făcut încă, dar săptămâna asta o să o face. Da? Da, și-o oblige și el acolo, cu sușa, să-și facă băiță. Da, da, da. Ce Dumnezeu ajută. Așa încetuc. Încetuț. Da, pitică. Mă duc pe tine. Aici e fain vara, mă. Vara e fain. Vara atât e fain. Dar iarna nu. E mai greu, dar și iarna, e aer curat. Da. Ești sănătos, vii, mergi. Da, da, așa e. Dar e frig și acum, tu. E rece. Sara și dimineața. Gândești că suntem în noiembrie. E luni să încălzește. Dar pe ce scrie cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. A. Când se apropie venirea Domnului, nu s-a cunoaște vara din iarnă și iarna din vară. Da, 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 da. Nu vezi că suntem de răi? Da. Încă el încă nu-i supărat pe noi, Dumnezeu, când se venirea, păi vai și amar de noi. Nu vezi în Ucraina câtă lume și copii și fugiți aici și vai și amar. De unde? Din Ucraina aia, de unde? Eu am zis crainicul. Nu ai văzut cum râde Nelson. Ai, ai, ai. Bă, tot ce mi-ai distrat, e? Băi, da, tu nu știi că sunt așa spitică, ponturos. Da. Dar mică luminile, unde stă oamenii ăștia? Că luminile astea sunt ca... Asta nu aprinde lumina, acum la 11. E? Și la 4 dimineața dorme. Da. Nu vine. Au cameră, poate, în spate, pe acolo. Nu, are aici în ea. Aici. Uite. Uite, ce români. Băi, de noapte. Par la lucru de noapte ăștia. Da, da, ăsta funcționează. Da, să meargă. Ia, ia, ia. Tu, pitică, mă duc. Pașile câmpțică. 24 aprilie. Să trec pe la voi să vă aduc ceva așa. Chiar? Da, nu, păi să nu far să nu vii, că te așteptăm cu drag. Oameni buni, vă salutăm. Că Doamne ajută! Așa, așa, că vedeți cum stă treaba. Da, da. Nu mă împic, e pitica. Eu, blă, ca covrigul.